Elevii clasei a 8-a ai Colegiului Național Traian, îndrumați de profesorul Nicolae Ștefan Vlăduțu, au avut parte astăzi de o lecție de desen atipică la Palatul Culturii Teodor Costescu. Aceștia au răspuns astfel invitații făcute de reprezentanții Palatului, adresată de asemenea tuturor cadrelor didactice și copiilor județului Mehedinți. Copiii au vizitat sala Gheorghe Anghel, care în această săptămână găzduiește expoziția de fotografie. Surprinsă de obiectivul camerei artiștilor fotografi Gorjeni, Ștefania Lazăr și Teodor Dălădău și pe cea de sculptură dăltuită în piatră de râu și marmură de artistul teleormănean Costel Păun. Astăzi, cu ocazia orei de desen, domnul ne-a dus la teatru să vedem o expoziție de fotografii făcute de un domn fotograf din Târgu Jiu. O expoziție ce ne-a impresionat. Și am observat că fotografiile sunt inspirate din tradiția românească. Îmi place să observ fotografia și aceste poze foarte frumoase cu cultura și tradițiile României. Elevilor li s-a vorbit de asemenea despre arta fotografică, despre importanța prezenței lor la vernisaj și în sălile de spectacol. Aceștia au fost încurajați să-și exprime opiniile, iar dacă au talent artistic, să nu ezite să-l dezvolte. Astăzi, sala Gheorghe Anghel găzduiește un eveniment deosebit de important și anume prima întâlnire din acest an cu elevii liceelor sau școlilor din Drobeta Turnu Severin. Este un proiect la care Palatul Culturii Teodor Costescu, prin subsemnata, s-a gândit de foarte multe ori și ne-am dorit să avem copii aici în sala de expoziție mult mai des. Îi mulțumim domnului profesor Nicolae Ștefan Vlăduțu de la Liceul Traian, care a răspuns invitației noastre și prin amabilitatea domniei sale avem clasa 8-a de la acest liceu care a venit să viziteze expoziția din sala Gheorghe Anghel. Este expoziția de fotografie a artistului Teodor Dădălău. Le vom vorbi copiilor despre Teodor Costescu, pentru că a fost director al Liceului Traian și se leagă de instituția lor de cultură. Vom vorbi despre arta fotografică, despre sculptura din această sală, pentru că artistul, profesor, care a venit cu copiii aici să facă o oră deschisă, este și el la rândul lui sculptor, un foarte mare sculptor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Drobeta Turnu Severin. Prezența elevilor în sala Gheorghe Anghel și în general la Palatul Culturii Teodor Costescu este un lucru care ne bucură și ne onorează. Ne bucurăm că putem oferi spații de expresivitate artistică atât de valoroasă, care să intereseze pe cei tineri, fie pentru arta în sine, fie pentru desfășurarea unor ore, cum este cazul de față a unei ore deschise. Ne bucurăm să putem găzdui astfel de întâlniri ale tinerilor în spațiile culturale ale Palatului Culturii Teodor Costescu. O legătură importantă dintre Palatul Culturii și Colegiul Național Traian este marele pedagog și om politic Teodor Costescu, care a fost numit director al prestigioasei unități de învățământ la 1 mai 1892, al celei mai mari instituții de cultură din Mehedinți, care azi poartă numele cu cinste, Palatul Culturii Teodor Costescu.